Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou clip pe acest canal. De data aceasta ne jucăm ceva pentru telefon, se numește Swamp Attack. Despre ce este vorba în acest joculeț? Ei bine, eu sunt în joc tipul acesta de aici, nu-i vedeți fața din cauza că sunt eu peste el. Și trebuie să ne apărăm într-un fle, să ne apărăm casa de chestiile care vin din mlaștină. Avem și multiplayer, nu știu, nu am jucat până acum. Ah, ok, acum văd de ce prima oară nu cred că trebuia să intru. Deci, ok, am dat fără să știu care-i treaba aici. Și zice să combinăm noi monștri pentru... Ok, trebuie să împușcăm chestiile astea. Shoot monsters to opponent. Ah, ok, e destul de tare. Stați așa că nu au jocul. Ok. Și în funcție de ce ne pică aici, facem noi, ok. Avem 3 ouă, ia să vedem. Dar, ok. Pot să trimit, nu, aștept să strâng 10, că nu mai am mult. Încă 1 și trimitem o chestie de aia, nu știu dacă cum al lui, wow. Repede trage chestia asta. Hai să trimitem o chestiuță de genul, să vedem, moare sau... Îi trimitem și de asta. Păi s-a cam dus, nu? Ok, da, o să vă explic imediat. Bateriile astea sunt ca în Last Day on Earth, chestii de genul. Ce e asta? Ok, am jucat și multiplayer fără să știu. În fine, hai să trecem la jocul în sine. L-am jucat pe telefon cât eram pe budă. Acesta este progresul meu pe calculator. Pe telefon e mai blană. Deci, noi trebuie să ne apărăm de chestiile care vin din mlaștină. Apropo, este un joc pe telefon, tabletă, chestii de genul, gratuit. Și ne putem upgrada arma la un nivel mai mare, ne deblochează alte arme și tot așa, avem și dinamită, de asta mi-am mutat și web-ul. Apropo, dacă vă folosiți Nox Player, s-a făcut update la versiunea 5-a, arată mult mai bine. Și sunt diferiți monstruleți de genul, știu că pe telefon am ajuns de erau niște chestii pe un buștean, destul de interesante din punctul meu de vedere. Și așteptăm să încarci ăsta aici patganului. Nu, gata. Da. Nu știu dacă poți să oprești muzica aia de tot, habar n-am. Probabil poți din setări. Așa, deci chiar era foarte enervantă. Hai să dăm înapoi play. Și eu am o problemă cu urechea stângă. Știu că la voi cred că se vede urechea dreaptă, nu? Da, probabil. Sunt pe jumate surd aproape la urechea asta, trebuie să mă duc. Mi-a dat odată ceva, nu era bun, nu știu ce mi s-a întâmplat și abia mai aud cu urechea asta, deci da. E nasolă treaba. Hai că dăm la astea, le spargem, bam. Aici luăm bănuți. Dar nu cumva i-am cumpărat un upgrade? Știu că i-am cumpărat un upgrade, cred. Adică trebuia să am... Sau ăla era 800, nu mai știu. Chiar nu știu ce i-am cumpărat, să fiu sincer. Aici e... fund ăsta. Apropo, mi-am cumpărat un joculeț, poate să fac un clip cu el, nu știu. Oricum nu voi face clip pe clipuri cu el. Elder Scrolls Online, vreau să mă joc eu. Și hai să vedem câți bani avem în total. 1070 am luat runda asta. Ah, putem și bigger clip și upgrade la damage. Păi băi, avem 2000. Okay. Cum putem să adăugăm bănuți? 10.000 de coin, 4 lei. Păi cu 10.000 de coin îți face arma blană. Sunt 4 lei, mă gândesc. Sau 15 lei și poți să-ți cumperi chestia asta. Mă gândesc.
4 lei ne-ar ușura treaba. 4 lei, mă gândesc, 4 lei. Pot? Cât era normal? 50.012 lei. Ia, dacă dau pe el. Aha, îți dă fiecare de asta cu mai puțin. Da. Deci observați normal, dacă ăsta costă, de exemplu, 2, costă 4 milioane, aici mi-l dă cu 2 milioane jumate. Mă tentează acum cu 30 de lei. Bă, ce jocuri, bă, te tentează să faci bani? Nu! Eu cumpăr doar ăsta cu 4 lei și atât. Adică vreau să nu mă chinui pentru că pe telefon v-am zis, am ajuns mai departe și să trecem mai repede prin 4 lei, nu-i mare problemă, să zici. Și acum suntem gata să dăm upgrade la armă. Să trec mai rapid de nivele. Avem un quick mission și atunci mi-a dat shotgun. Cred că nu o să-mi dea ca atunci. Cred. Da. Deci aparent astea sunt setate. Nu este shotgun-ul meu, cred, sau este al meu, nu știu. Trage mult mai repede. 4 lei. Las. Nu-i problemă. Un euro, gen, da? Un euro. Nici un euro, 4 lei și cât era acolo. În fine, nu. Nici wow. Wow. Bun. Nici nu se vede viața. Hai, las în carce vreo 5. Gata. Bine, quick mission-ul, nu știu care-i treaba, probabil nu se pun alea când consum, dar na. Dacă mai vreți episoade cu acest joculeț, este destul de interesant. Plecați de aici când de ce. Da, asta e care te o iau baterie pe level și puțin sol. Dacă vă place și vreți cât mai mult, nu uitați să apăsați butonul de like. Avem niște monstruleți noi. Ok, poștii avem. Care bubuie, știu că mi-a intrat pe telefon în bază și nu era chiar ok. Bine, o să putem să luăm upgrade-uri, chestii de defense, dar le upgradăm la mai multe, la diverse levele, nu chiar acum. Observați ce repede eu mor acum. A ajutat mult upgrade-ul ăla. Am trecut de levelul ăsta pe telefon și tot nu upgradasem foarte mult shotgun-ul. Și la ăștia e one hit acum, super. Ok. Hai că suntem deja la jumate. Nu știu de ce a flicărit pe OBS, să-l văd OBS-ul acolo și a flicărit imaginea. Așa, blană! Bă, ce ușoară e viața! Pay to win. Pay to win. Gata, tati, ce facem aici? Așteptăm să vedem ăsta sus sau la jos. E groasă treaba. Bubuițar! Adică nu vreau să-mi dea damage la casă. Așa, bonusurile de final. Mi se pare că era o chestie, mă, care m-a ajutat. Nu trebuia să-mi cumpăr bani. Știu că sunt un fel de bonusuri. Nu mă interesează chestiile. Aici, mă, astea trebuia eu să iau. Nu poțiuni. Trebuia să iau. Nu mai bag bani, mă, în jocul ăsta de joculeți. Hai să vedem. Avem 800, putem să dăm bigger clip. Sau să strângem banii la level 6. Bagăm în ăsta. La nivel 6 ne deblochează chestii și cadouașe aici, văd. Aici e cu OZN, oare sunt niște monstruleți noi? Ufo level, you can only use a weapon you get from shooting at UFO. Complete this level to get your weapon back. Oh, deci m-a ciordit, m-a ciordit de alea. Ok, nu cred că ar fi o problemă.
prea mare. Ah, ok. Și trag în alea și îmi recuperez... țânțari! Da, eu îmi lași nebună acum. Îi las. Nu știu exact pentru... Uuu, ia trag în casă, fii atent. Țânțarii ăștia se trag și în casă și... Multi-kill. Eu te bă, trebuie să mă chinui ca să-mi recuperez item. Bine, aici, cred că... Wow, ok. Cred că aș putea să-i bat. Da, fix. Bă, l-am intrat în casă. Dar nu m-a lăsat să le... Sau... I want to know about the reason other. Nu mă interesează. Bigger clip, putem să luăm 10. Bam! Sunt curios cât poți să urci cu chestiile astea. Da, într-un bam, 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 bam. Îl faci neibișat cu 20 de glanțe în el. Ia, nivel 6. Acum sunt curios dacă Monster Tsunami, adică probabil o să vină un val foarte mare. Sunt curios dacă o să-mi deblocheze Uzi-ul ăla fără să dau bani pe el. A, unde asta valorează? Ok, 5 bănuți. Ok. Hai că începe, cred că o să vină și de aia mai nasoli. Uite-vă cât sunt. Îi scot foarte ușor. 20 de bănuți de chestiuța aia. Opa. Așa, a, deci vin numai pe rânduri de-astea, ok, păi atunci e destul de bine, aș putea, opa. Cu ăștia nu-i bine, tati. Cu aia nu e bine. Unu, doi, trei, patru, e ok. Bun, și acum cred că o să vină broaște țestoase, ba nu, tot ăștia. Bă, și am zis că iau broscuța aia, dar n-am mai luat-o. Gata! Pauză! N-am pus pauză. Am apăsat eu pe ceva, probabil. Bă, stai ușor. Alo! Ăștia-s cu janghine, cu d-alea. Dacă intrau toți, mă demolau cam până aici. Hai că ăștia-s ușor sau vin combinați. Ia dacă le dau foc. Șpang! Parcă încetinesc când sunt mai puțin sau mi se pare mie, probabil. Uite un cadou. Da, mă! Bine, acum... Nu știu dacă trebuie să cumperi ceva pentru ele. 1900. Faci imediat 10 mai bine. Când ești micuț, faci mai greu. Bui, buy ammo. Deci pe astea cumperi. Hai să testăm și arma asta. Ok. e destul de interesant tipul ăla. Și cred că putem să avem 13 încărcătoare. Oh, cum trage păruțul. Nu, asta e bună de apropiere. Până și shotgun nu e mai precis decât chestiuța asta. No, cum... Am înțeles. Asta e bună când sunt așa, puși pe toate părțile, nu știu.
Sau poate poți să-i faci ceva pe parcurs, că-i jale de tot, deci e jale de tot cum trage. Jale manolarul. Mi se pare mult mai blandu shotgun-ul. Da, e... Bine, am și băgat în shotgun-ul ăsta destul, aș putea spune. Aia are și damage micuț și nu prea mă încântă, sincer să fiu, adică... Nu trage unde vrei! Nici pe ăștia nu-i omoară, ca lumea. Da, rămânem pe treaba cu shotgun-ul. Că e ok. Rămânem pe treaba cu shotgun-ul, că e bine. Am deblocat un frigider. Care-i treaba cu frigiderul? Cred că e în gheață acolo să nu mai treacă. N-am reușit să aflu. Acum mai bun uziul ăsta. Sau nu? Mamă, ce pârlit e. Deci uitați-vă cum se duc gloanțele. Cât de pârlit e. Deci nu ai cum să te joci cu uziul ăla. E super nasol și dai și mult pe gloanțe la el. Dai și mult pe gloanțe și nu tragi. Da, bine că nu l-am cumpărat. Bine că nu l-am cumpărat. Nu, lasă că strângem mai. Și aici level 8, uite, primim wood, chestii, adică la level mai mare o să avem mai multe, știi, să ne ajute și pe noi și de astea. Da, chiar, ia. Să zicem... Urs, 300.000, da? 2 milioane. Trace! Stai ușor! Mersi! M-am panicat, am zis că gata! Am zis că gata, rip! Bun, cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uita să apăsați butonul de like. Noi ne vedem... ce s-a astea? Ah, jocurile lor. Sunt aia care au făcut Talking Tom. Chestii. Ce s-a astea? Ah, gândeați! Bun, noi ne vedem data viitoare, baftă, pa, 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 pam!